Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Auzim tot mai des de termenul mild hybrid, mai ales în cazul mașinilor de generație mai nouă. E un sistem pe care câțiva producători încep să-l ofere gratuit, mai ales pe modelele premium. Dar asta nu înseamnă că îți face mașina electrică sau că trebuie să-ți încarci mașina la priză. Mild hybrid, așa cum îi spune și numele, e doar un hibrid îmblânzit. Să-ți povestesc. Sistemul Mild Hybrid e compus dintr-un motor obișnuit care merge cu benzină, GPL sau motorină și care funcționează în tandem cu un motoraj electric. Dar acest motor nu poate să miște mașina de unul singur, ci ajută motorul convențional fie pentru putere, fie să pornească mai rapid la semafor când start-stop este activ sau pentru coasting pe distanțe mai lungi unde efectiv motorul este oprit. Și de aici și numele de Mild Hybrid, că e mai cu minte. Cel mai ieftin scenariu e cel aplicat și în cazul modelelor Suzuki mai noi. Pe noul Swift încarcă bateria mașinii, căci alternatorul nu mai există, mai încarcă o baterie de 0,37 de kWh în frână de motor, mai adaugă încă vreo 3,2 cai putere și 50 Nm în instalație și ajută și propulsorul să pornească la sfert. Suzuki îi spune acestui sistem SHVS, adică Smart Hybrid Vehicle System. În alte cazuri, sistemul Mild Hybrid ajută mașina și atunci când se face coasting, pe românește când e scoasă pe liber. Sistemul Mild Hybrid poate să degreveze motorul de alimentare cu energie electrică pentru aer condiționat și lumini, de exemplu. De asta poți să mergi în coasting vreo 40 de secunde cu Audi A7 sau Audi A8 cu motorul oprit complet. Și pornește imediat ce ai apăsat pedala de accelerație. Bine, nu toate sistemele de genul sunt doar pentru consum, deși s-a demonstrat prin ciclul de testare WLTP că emisiile pot scădea și cu până la 5% în cazul mașinilor cu mild hybrid. Cei de la Ferrari folosesc motorașul electric ca să trimită și mai multă putere la roată, ca un fel de bonus pentru toată energia strânsă din decelerare la apăsarea pedalei de accelerație, toată puterea poate fi trimisă pe asfalt. Altfel, sistemul Mild Hybrid este mult mai ieftin și mai ușor decât un sistem hibrid obișnuit. Așa că îl putem vedea implementat standard pe foarte multe modele de volum în perioada următoare. E doar un mic pas spre electrificarea pe care o așteptăm ca și când. Lasă-mi impresia ta mai jos în comentarii despre sistemul acesta Mild Hybrid și dacă tu ai vrea să-l ai pe viitoarea ta mașină. Numai bine!